v-am regăsit la primul nostru episod de Bridges. Aș fi preferat ca acest episod să fie pe MyMPX, dar nu pot pentru că n-am nicio... Ok, m-am mâncat. N-am niciun prieten cu cont premium. Deci eu zic că e bine temporar așa. Am un prieten cu cont premium, dar nu e în acest moment. Deci măcar nu sunt sigur dacă are cont premium, dar în acest... În orice caz, chiar dacă are, nu este în acest moment online, deci... Na. Play-ul este perfect. play.minecraftsessionomnia.ro.ip-ul va fi și în descriere. De asemenea, poate și cu adnotare pe ecran, vedem, poate nu vedem. Cum vreau eu. Ok, după cum am observat la început, noi tocmai terminasem parcurul de așteptare. Să-mi dau un pic prin setări, așa. Un pietod numul, să-mi fac niște... Niște setări pe aici, o să ziceți că am niște setări drastice pentru că, na, dar vreau frame-uri și oricum. La ce m-ar ajuta Nori pe Bridges? Întrebarea numărul 1. 2 la mână. La ce m-ar ajuta Particles pe Bridges? 3 la mână. La ce m-ar ajuta... Habar n-am. Am mutat. Am mutat, o secundă. La ce m-ar ajuta... Entity Shadows pe Bridges. Adică pe bune, Entity Shadows pe Bridges, de ce? Nu sunt entități deloc. Nu sunt entități, doar playerii, deci... Ba sunt entități! Cobblestone-ul ăla când e dropat. E chiar mai bine că nu văd chestia aia, e un pic... Abia aștept release-ul de la 1.9 în momentul în care va apărea, în prima zi în care apare video de la mine postat, update 1.9.1, ok? 1.9. Multe da? Chestii. Da, dungeon-urile Nether în End o să... Eu zic că e foarte bună ideea. Că în End-ul e prea... Mie-mi plac, fapt, Vlad-ul. Da? Crezi că noi acum vorbim de chestii noi de 1.9 de care unii oameni care sunt la mine nici măcar nu știu și este super aiurea, nu? Poate o să fac un micuț video în care să prezint ce va fi în 1.9. Dar 9. 1.9, pardon, scuze. Dar chiar dacă nu fac, când va apărea oficial lansarea 1.9, va apărea instant video de la mine cu update-ul, ok? Da, eu cred că voi știți dacă tot așa, dacă vă place Minecraft, cum să nu știți. Nu, tot se uită la Log.zip, crede-mă. Și dar nu numai Log.zip, toți, frate, foarte mulți youtuberi fac asta. Foarte puțin. Și cazul numai pe net, pe YouTube. Da, știu, dar... Minecraft 1.9 și gata. Da, dar în orice caz o să fac un micuț video cu ce va fi pe 1.9. Sau dacă ați mers la Minecon. Dar nu... Da, știi că foarte mulți dintre cei care se uită la mine merg la Minecon. N-aș prea crede, dacă ați mers la Minecon, puneți în comentariu, v-a plăcut, nu v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, de ce, dacă v-a plăcut, de ce. Zic și eu, am chef de comentarii să citesc. Tocmai realizez că am filmat 3 minute, nici măcar nu a început jocul, îmi pare sincer rău. Pe play durează foarte mult, vorbesc prea mult. Nu fac asta doar în timp ce filmez. No! Deci, vă rog, dacă ați fost la Minecon, să-mi ziceți cum a fost. Am văzut deja de la un youtuber, două micuțe vloguri despre Minecon, dar puțin, n-am multe detalii, deci... Dacă v-a plăcut și ați fost, ziceți-mi în comentarii. Și de asemenea, cu fiecare comentariu, să vină automat și un like, vă rog. Deși nu puteți să dați mai multe like-uri, dar ați înțeles voi ideea, pe scurt vreau like-uri. Oare strângem 5 like-uri? Am strâns deja 5 like-uri. Bine, am doar 8 video-uri, n-am strâns nici măcar... Mă, eu nu mi-am mai verificat canalul de mult, oare câte like-uri am maxim? Ei, ce-a vrut, ajungi tu la final? Dar de mult s-a ieșit. Uite în ochii tăi. Ok, deci am descoperit ceva nou. Cum puteți terminați parcurul ăsta fără să-l faceți? Bam. Aici e un pic mai greu că aveți acest acoperiș chestie, știți voi. Dar dacă știți cum, ceea ce eu... Pa, gata. A făcut parcurul. Bine, dar vreau să vă zic serios. Am terminat parcurul ăsta de vreo 6 ori. Easy. Așa, hai. Uite, ce ușor e așa. Hai că îl termin o dată așa în fața camerei. Ce ușor e așa. Bine, am niște frame drop-uri nasoale. Dar,
fac eu parcurul ăsta în fața camerei, că altfel, știi, când arăți un truc, imediat zic cu oamenii că ai folosit trucul ăla ca să trișezi. Ei bine, nu, oameni buni, știu să fac parcurs surpriza. Am terminat parcururi. Câte? Parcururi. La plural. Ok, m-am întors. Jocul începe în 50 de secunde. Hai, geam cu spatele, uite-te la mine. Noi filmăm de... Ia, ia! Jocul începe 40 de secunde, noi filmăm deja de... Uite! 5 minute jumate, groaznic. Deci asta e stupid. Asta mi-a copiat trucul și el a terminat parcurul așa. Da, cel mai easy. 20 de secunde. Ok, îmi pare că au durat atât de mult până să înceapă 5 minute. O să scriu pe ecran dacă... Nu, o să pun o adnotare pe ecran la început. Dacă sunteți pe tel, îmi pare rău. Dar o să pun o adnotare pe... Ce dacă sunteți pe tel? Nu se văd adnotările pe tel. Ba da. Adnotările nu se văd, Vlado. Dacă scrii chestii, da, dacă pui cu adnotare, nu se văd, nu te știu eu. A, da. Ok, noi suntem în echipa... Pe bune, deja cineva a murit din echipa noastră. Sau? Nu, de fapt nu, ei, ne-am spawnat cu un jucător mai puțin. Ce prostie. Pentru că un jucător în minus a ieșit când era countdown-ul. Fac eu crafting table. Fă tu. L-am făcut. Mulțumesc, hai să iau și eu niște lemn. Ăsta e Steam Shire. Dar nu te băga în fața. Dă-mi lemnul. Get out of here. Suntem în albastru, de fapt, noi. Ba nu. Ai numele scris cu albastru. Eu cu ce am scris numele? Uite ce scrie acolo sus. Vlădu, eu cu ce am scris Uite numele? Ce scrie acolo sus, în, pe da, bara. În acest moment nu scrie nimic. Scrie adică... acolo, ești în echipa galbenă. Da, de ce ți scrie numele cu albastru? Da, cu albastru închis sau deschis? Deschis. Ah, înseamnă că e un bug. Adică că nu mi-au ales echipa și mi s-au ales random, chiar dacă nu s-a întâmplat asta. Deci, ce faci? Să vă explic ce e Bridges-ul, pentru că... Oh, era să fac un crafting table. Mulți dintre voi probabil nu știți ce este Bridges-ul. The Bridges este un joc aproape ca Survivor Games. Ai insula ta, iei iteme, te pregătești de luptă, după care ai scrie podurile cad în... Și pur și simplu se spuneați din cer niște poduri, cad aici între insule și începe PvP time. Unde ai pus tu crafting table? A, ți-ai făcut propria ta mina? La intrarea în mina normală. Da, tu nu ți-ai mai făcut propria ta mina? Păi acum o fac eu. Eu din mina normală fac un tunel până pe marginea insulei și de acolo sap în direcții. Uite, ăsta are aceeași strategie cu mine. Yeah. Eu să știu că vin cu tine pe insula, pe acea... Dar n-am deloc iron și am minat de foarte mult timp în față. Cred că trebuie mai jos. Păi coboară-mi pietul, nu mult, că o să voiduiești, știi? Ba, apăs shift-ul. Și în plus nu sap ăla de sub mine, sap de înainte de mine. A. Ai de viața mea ce întuneric îi. Unde-i void-ul? Vreau void, lumină. Sincer, te-aș căuta dacă știu unde e. Deci la intrarea în mină cobor un pic și un tunel. Yeah! Void! Iron! Diamond! Am găsit diamond! Yeah, fine! N-am pic de fier. Păi eu nu-mi fac dacă nu găsesc în plus. Am găsit un pic de fier, să știi. Cât ai? 1. 3. 1? Păi fă-ți! Nu-mi fac picachese! Păi... Diamond! Și ce dacă nu știu că-s doi, nu fac. Că așa e pierdere de timp. Da, eu caut acum în jurul lui să fac mevlu. Dacă găsești doi... Nu, e doar un diamond. Că dacă găsești doi, îți fac sabie. Eu oricum îmi fac pickex de fiere. Am mai fac și un crafting table numai ca să am. O să ziceți mult. De ce îți faci crafting table? Că doar, hai. Dar și eu să-mi facă, eu n-am chef să pierd timp să mă duc înapoi din mina mea cu astea ca să... Yes! Tipul o spar și eu am luat diamantul. Acum ce fac? Sunt rău și-l păstrez sau îi dau diamantul înapoi? Eu îl
A, mi-a cazut fierul. XD. Ok, m-am întors. Na, știți, fază. Video, crash, chestii. Dar, ăsta a venit să-mi fure diamond-ul. Get out of here. Nu știu, voi ați prins partea în care pleacă, am luat diamond-ul omului? Pleacă. Nu știu că să o întreb, dar știu că am luat diamond-ul unui om. Eram chiar lângă diamond, aproape îmi fuse pickaxe de fier. Deci dacă ăsta mi-a diamond-ul, încep să-l înjur. Aproape îmi făcusem, nu în video-ul meu, nu înjuri în video-ul meu, să înțeles? Mi-am. Nimeni nu înjură în video-ul meu, nici măcar eu care fac video-ul. Pentru că eu nu înjur niciodată. Dar oricum, eu dacă i-aș fi zis ceva, i-aș fi zis numai că e nesimțit și gata. Știu. Bă, ce? Da. Uite. Îți dau eu ție diamond-ul după ce-l iau să-ți fac sabie, ok? Nu, no, îți dau eu ție un diamond. Nu, lasă. Nu, eu-s vărza PvP, știi, și eu mor oricum. Eu o să merg pe strategia în care fac o găleată. Iau apa și merg pe troll eu, știi? Pentru că pe PvP eu nu pot să merg, eu-s varza PvP, știi? Și eu vrut. Dar eu o să merg pe calea de troll. Ok, hai să evadăm din locul ăsta întunecat și misterios. Un chest, nimic în el, perfect. Exact cum vreau eu chesturile goale. Ironic, da. Vorbesc. Chesturile nu-i nimic chesturi pe Bridges, pentru chesturi. Cum ar fi să fie un no! chest? Cum ar fi să fie un singur chest? Pe fundul insulei, plin full de diamond. Troll. Cum să fie troll? Mai mult lol. De ce nu pot construi deasupra voidului? Mi se pare cea mai mare prostie. Mie știi ce mi se pare? Ce? Că totul e deasupra voidului. Păi da, de eu zic nu poți... Am înțeles că nu poți construi, dar exprimarea e stupidă. Nu poți construi deasupra voidului. Atunci unde să construiești, frate, sub void? So stupid. Trebuia să spună, nu poți construi cu un bloc deasupra dirt-ului. Nu, deasupra... Dirt-ului! Știe lumea la ce mă refer eu. Că am oameni deștepți care se uită. Nu! Ai, mă! Ai protejat funalul? Păi normal că am protejat. Ce să-l fac, să-l arunc? Da. Bun, eu n-o să merg pe strategia de PvP. Ai cumva vreun diamond? Da. Vin la suprafață, îți dau și al meu și îți fac sabie. Dar nu vreau să-l iau. Lo. Ok. Eu nu vreau să iau diamond, că îmi consum fierul pe pickaxe. Dar totuși eu zic că... Vin eu. Am un pickaxe de fier. Las că-mi fac eu. Nu vreau să cred, mi-am fut găliată și cred că din nou nu-i apă. Pe bune... De ce ți-ai făcut găleată fără să te uiți dacă e apă? Man! Unde există, mă rog? Nu, să-mi zică lumea care se uită. Cine mai a văzut Bridges fără apă? Uite, mare. Asta e ciudată, vei. Dacă spargi gres, primești una... Ba nu, asta e un kit. Da, diamond-uri! Yeah, am dă diamond-uri! Sparte sau nesparte? Sparte! Păi fă sabie! Yeah, mă duc să-mi fac sabie. Mai explodă și un pic. Și și tu ai un diamond, nu? Da. Dar îmi fac sabie. Dar n-am lemn de sabie. Am eu. Unde ești? În mina mea. Vin spre name tag. Nu, rămâi în intrarea în mină, rămâi la intrarea în mină. Vin acolo. Du-te la intrare. Uite, ai... Oh. Tu, ai... Ești la intrare. Te poți să spargi... Ah, ce-a vrut? Uite. Dă-mi lemn. Lemn. Îți dau sub formă de bețe? Da, bețe. Bă, e un tip. E un tip din altă echipă. Nu, e din galben, numai că... Galben. Da. Oh, mersi. Te duci în mina mea. Cum? Te duci în mina mea. De... Azi e mina ta? Da, urmărește tunelul. Perfect, mai am un pic de charcoal de pe pere. Bă, nesimțiturile, mi te bagi tu în cale, nebunule. Sar peste. Dar ce? Care s-o bagă peste mine? Același care se bagă. Oh, fier. Who found... Știi ceva? Știu că puteam să fac parkour săritura mai mult ca easy. Dar chiar nu risc nici măcar o mică
Nu poți construi deasupra voidului. Înțeleg la ce te referi, Vlado. Nu vreau să înțeleg, dar înțeleg. Da, ăsta mă blochează aici. Ăsta-i... Da, bă! Ăsta ne face troll nouă. Ăsta pune blocuri ca să nu cazi în void. Am prins. Poate? Nu știu, le pune cu un bloc deasupra voidului. De, cu două, de fapt. Da, fain. Da, de nu cât mai timp înregistrez eu? Înregistrez 15 minute. Îmi pare, dar trebuie să vă lăsați de acum că episoadele de Bridges vor fi mai lungi, pentru că Bridges este un joc... Dar ți-ai restartat filmarea la 10 minute. Nu chiar în momentul perfect, dar am restartat. Crezi că s-ar pierdut un pietru de date? Oh, nu! De ce? De ce deja? Cad podurile! Hai să atacăm! Îmi pare rău, lume, dar... Frame drop-uri, când... Na... Chestii... Nu te mai băga în fața mea! Nu sunt eu, e celălalt. Știu, dar nu te mai băga ăla. Ce se întâmplă dacă eu dau click pe... ghici ce îmi scrie mie dacă dau click pe fănesul tău? Ce? Ăsta e aparține lui Vlad 2022. Eu mă duc să atac! Eu îmi fac sabie de fier și alte câteva chestii, ok? Eu mă duc la ta. Ce vrei mai mult decât chestplate, helmet și sabie de diamond? Orice util, poate. Ce? Glumesc. De ce găsesc iron acum când nu am nevoie de el? Și eu de ce nu-mi găsesc? Am pus unde... Uite, ăsta cred că e al meu, nu? Yeah. Eu am aruncat doi iron dacă ai nevoie lângă un craft, lângă crafting table-ul meu. Unde? Lângă crafting table. Vin acum. Pentru că dacă l-am, o să pot să fac și sabie de fier și platoș de fier. Am calculat totul exact. Exactul nu minte. Eu l-am aruncat lângă crafting table. Exactul nu minte și nici eu nu mint, deci... O luăm în... Dar unde e enchanting table-ul pe mapa asta? Ți-am zis, Vlad, nu pe toate. Bă... Uite, cred că e în turnul ăsta, că de ce ai fi făcut un turn cu scări dacă nu e nimic în mijloc? Asta e. Nu-ți mai examina ta, știi? Uite, pe ei... Nu... Îmi pare o lume, știu că te dor în același loc. Nu-ți mai găsesc mina, Vlad. Nașpa. De ce am urcat în turn, aiuria? Tip... Pe bune? Grijă, e unul pe sabie, cred că e hacker, are o sabie de fier și mi-a dat din 3 hituri kill, e normal? Da. Ok, n-am avut ce să fac, deci efectiv eu căutam mina și el a venit... Mă spectatezi? Normal. Dar unde era? Dar mai întâi mă duc într-un loc bun unde să oprez video, chiar în aproape de intrarea în mina noastră. A venit și m-a trimis surpriza. Deci, da. Ăsta este The Bridges. Unde e mina noastră? Da. Ok, cum fac eu outro dacă nu mă văd? O secundă. Am făcut 12 pâini. Fac outro cu corpul tău, Vlad. Stai tot loc pe loc. Stai pe loc. Deci, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare. La revedere.